Comuna Ludești are de duminică un nou sediu al primăriei. Pe 14 august a avut loc ceremonia oficială prin care s-a inaugurat noua clădire, în care va funcționa administrația locală. Evenimentul a debutat cu slujba religioasă oficializată de un sobor de preoți chiar în fața noului edificiu. În calitate de invitați au fost prezenți președintele Consiliului Județean Dâmbovița Florin Popescu și prefectul județului Iancu Caracota. Sărbătorim astăzi inaugurarea primăriei, un locaș care o să fie și probabil este deja mândria comunei noastre. De asemenea, sărbătorim și celelalte evenimente, spre exemplu, asfaltarea și podul de la satul Miloșani, podul și asfaltarea de la satul Scheiu de jos Vârlă. De asemenea, toate aceste investiții care s-au făcut în comuna noastră s-au făcut în primul rând cu sprijinul domnului președinte Florin Popescu. Vreau să vă spun că pentru ce ți-a făcut pentru comuna noastră domnul președinte Florin Popescu, vreau să-i mulțumesc și vreau să-i spun că îl considerăm ca și un fiu al satului Ludești. Președintele Consiliului Județean Florin Popescu a ținut să-l felicite pe primarul comunei Ludești pentru toate realizările din localitate. Este emotiv, însă este un primar harnic, un primar modest, un primar de soi, care vă face cinste celor din Ludești. Și vreau aplauze pentru comuna Ludești și pentru primarul nostru. Pot spune că este un model de primar, pentru că am avut multe de învățat de la dânsul în ceea ce privește seriozitatea, în ceea ce privește corectitudinea și în ceea ce privește aplicarea pe fiecare problemă a fiecărui om. Pentru că aici, în comuna Ludești, sunt diverse probleme. Un fel de probleme le aveți în Scheiu, altele în Telești, altele în Potocelu. Însă domnul primar, cu har, a știut să își alăture întreaga comunitate, oamenii de cinste, când vorba de preoți, de profesori, de doctori, de oameni de mici întreprinzători, a reușit să-și apropie pe tot și pe toți și împreună, iată că aveți multe realizări, într-o perioadă de criză. Thank you.